Neața și bine ați venit pe canalul Jurnal de Călătorie. Astăzi suntem la Bâlea Lac și o să încercăm să facem traseul către vânătoarea lui Buteanu. Plecăm de la Bâlea Lac, urcăm în Șaua Capra și de acolo spre vânătoarea lui Buteanu. Să vedem pe unde o să ne întoarcem. Deocamdată e dimineață, e liniște, nu este weekend, așa că nu este foarte aglomerat. Cam așa arată lacul. Traseul începe de la cabana Bâlea Lac. Nu știu dacă este neapărat marca, dar se vede poate că urcă până sus în șa. Aba, da, uite și o săgeată aici. Avem aici triunghi albastru, Șaua Capra, traseu de acces la cabana Podragu și traseu de acces la vârful vânătoarea lui Buteanu. Aici ce se vede acesta pe curbă de nivel, poate că pe curbă de nivel duce spre Șaua Paltinu. Noi trebuie să o luăm în sus și se și vede aici triunghi albastru în sus spre Șaua Caprei și lacul Capra. Ne-am ridicat un pic deasupra lacului și se vede foarte frumos lacul, cabana și Transfăgărășanul. Drumul urcă în continuare pe triunghi albastru, destul de bolovănos. Am ajuns în Șaua Caprei. Aici e dat doar jumătate de oră până pe vânătoarea lui Buteanu, dar e un pic fantezist. Oricum am făcut aproape o oră până aici, 45 de minute. E ceva. Jos este lacul Capra. Am luat un pic altitudine și vedem și lacul Capra în întregime. Traseul nostru urcă în continuare. Ar trebui să ajungem acolo. Aici este vârful Capra și acela vânătoarea lui Buteanu. Pe aici este traseul către vânătoarea lui Buteanu. E o porțiune destul de accidentată. Mai este bucata aceasta care este de cățărare, dar sunt multe prize, stâncile sunt destul de aderente. Odată ce ajunge acolo, nu mai prezintă dificultăți. Acolo sus este Iezerul Caprei. Aici este Șaua Capra. Pe sus, pe acolo am urcat noi până pe vânătoarea lui Buteanu. Nu prea pot să arăt. Se vede că e cel mai înalt. Și acolo unde se vede steagul cu turn este
vârful Capra. Am plecat de la lacul Capra, acum suntem din nou în Șaua Capra. Mai aruncăm o ultimă privire de sus lacului Bâlea și serpentinelor de pe Transfăgărășan. Se vede practic tot drumul între Bâlea Lac și Bâlea Cascadă. Mai devreme se vedea și telecabina circulând între cele două. Acum o să începem coborârea, care e destul de abruptă. Noroc că e scurtă. Am ajuns și la Bâlea după 4 ore și jumătate. Nu ne-am grăbit, am mers relativ încet și pe urcare și pe coborâre. Cam asta a fost. Dacă vreți să urcați în Șaua Caprei, aveți grijă de la Bâlea, pentru că e destul de accidentat. E poate un pic mai greu la coborâre decât la urcare și ai nevoie de încălțări cu talpa aderentă. Pe lângă faptul că ar trebui să fie cumva impermeabilă, pentru că mai sunt și bucăți unde este apă. Sper că v-a plăcut aventura noastră din Făgăraș. Dacă v-a plăcut, vă aștept cu un like. Și dacă vreți să vedeți și alte vloguri, abonați-vă la canalul Jurnal de Călătorie. Până data viitoare, bye!